Fumătorii vor plăti mai mult pentru un pachet de țigări începând cu 8 aprilie, după ce Ministerul Finanțelor a majorat nivelul accizei specifice cu câțiva lei. Din cauza creșterii excesive a prețurilor din ultima perioadă, acest viciu ar putea fi dat uitării. Ce să facem, asta e... O să mai fumați? Nu știu ce să zic. Cred că ultima șansă e să mă las de fumat. La prețurile care sunt? Da. Toate sunt scumpe. Țigările sunt scumpe. Și o să se mai pună aproape un leu acum la pachet. Da. Destul de mult. Da, da. Deci șansa este să renunțați ca să puteți să economiți. Da, da. Renunțați la acest viciu. Da. Fumați de mult? Da, am vreo 15 ani. Și va fi greu să vă lăsați? Nu știu, am zis că încerc cu defumoxan. Să văd, am înțeles că e foarte bun pentru așa ceva. Oamenii au început să conștientizeze că acest viciu este dăunător sănătății. Da, e adevărat. În afara prețului e vorba și de sănătatea. În primul rând de sănătate și după aceea, dacă îți permiți să fumezi. Dar pentru sănătate, în primul rând. Dar se pare că acest flagel a luat o razna, mai ales în rândul tinerilor. Și e păcat că nu se face nimic în acest sens. Poate faptul că prețurile crescând de la o lună la alta, băi... cumva îi trage în jos ca să nu mai fumezi. Nu cred. Fac orice. Renunță la pachetel, renunță la orice beneficiu. Nici măcar scumpirile nu-i vor face să renunțe. Pentru că e un trend în rândul lor și ca să fii cool trebuie să fii în rândul lumii. Am fumat. Din 93 nu mai fumez. Eu m-am lăsat de sănătate, din cauza sănătății. Era să mor și atunci am renunțat. Că de la vârste fragede, pe timpul meu nu se fuma așa de timpuriu, cum să zic. Și totuși țigările nu sunt ieftine și se scumpesc de la o zi la alta. Fac ce fac și totuși își fac rost de țigări. De unde fac rost de bani, de la părinți, de unde și tot se descurc. Eu știu. Și chiar dacă se scumpesc, nu contează. Nu contează, că parcă mă înrăi sunt. Ce e scump, parcă lor li se pare că e mai bun și continuă așa. În 2024, prețurile la țigări în România au început să se scumpească din 16 ianuarie. Această majorare este influențată de creșterea accizelor, care a determinat producătorii să ajusteze prețurile în perspectivă.